Muzeul Național al Bucovinei, unul dintre cei mai importanți operatori culturali din România, a avut în luna august peste 100.000 de vizitatori. Este prima dată după 1990 când un număr atât de mare de persoane a vizitat muzeele sucevene într-o singură lună. Acest fapt s-a datorat expozițiilor permanente și temporare, manifestărilor dedicate publicului larg și, nu în ultimul rând, proiectelor de educație muzeală. Specialiștii Muzeului Național al Bucovinei s-au preocupat ca propunerile culturale să satisfacă o paletă cât mai largă de gusturi culturale, să fie cât mai bine organizate și mai atractive pentru toate segmentele de vârstă și socioprofesionale și, foarte important, să se desfășoare în depline condiții de siguranță epidemiologică. Toate evenimentele culturale au fost aprobate și finanțate de Consiliul Județean Suceava, instituție în subordinea căreia se află Muzeul Național al Bucovinei. Pentru unele adresate publicului larg, muzeul a beneficiat de cofinanțare de la Primăria Municipiului Suceava și de o serie de sponsorizări.